Bine ați venit. În clipul de astăzi rezolvăm împreună testul 12 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat, profil științe ale naturii. Haideți să începem. Primul subiect: determinați termenul B8 al progresiei geometrice BN cu N mai mare egal decât 1, știind că B5 este 3 iar B6 este 6. Vă reamintesc câteva lucruri foarte importante. Dacă discutăm despre o progresie geometrică, formula pentru termenul general este B1, ori rația la puterea N, minus 1. De asemenea, dacă suntem într-o progresie geometrică, atunci rația se obține prin împărțirea a doi termeni consecutivi. Asta înseamnă că avem BN supra BN minus 1. Haideți să vedem așadar. Noi știm B5, B6 și atunci putem să aflăm rația. Rația va fi B6 supra B5. Asta înseamnă că avem 6 pe 3, de unde rezultă că rația este 2. Și acum avem două variante. Fie îl scriem pe B8 în funcție de primul termen înlocuind în această formulă, fie găsim o altă variantă prin care să aflăm al 8 la termen. Ne gândim așa, aici este B5, apoi B6, B7 și B8. Și observăm că de la B6, ultimul termen pe care îl știm, până la B8 avem încă doi termeni, practic B6 și B7. Și atunci e clar că am înmulțit odată cu rația pentru a ajunge la B7 și atunci mai înmulțesc încă o dată cu rația pentru a ajunge la B8. Și atunci aș putea să spun că B8 este B6 ori rația la puterea a doua. Înlocuind avem 6 ori 2 la a doua și atunci vom avea 6 ori 4 care înseamnă 24. Însă, dacă nu vă dați seama de acest lucru, putem să facem și altfel. De exemplu, noi îl știm pe B5 și înlocuim în această formulă și avem că B5 este B1 ori rația la puterea 5 minus 1, adică rația la puterea 4. -a. Așa că obținem 3 egal cu B1 ori 2 la 4. -a. Asta înseamnă că 3 este B1. Ori 16, de unde obținem că B1 este 3 supra 16. Și acum B8 va fi B1, ori rația la puterea 8 minus 1, adică rația la A7. Și vom avea că B8 este 3 supra 16, ori 2 la A7. Stați să mai șterg. Deci B8 este 3 supra 16, ori 2 la puterea 7, spuneam. Și atunci avem 3 supra 16. Pe 16 îl putem scrie ca 2 la 4. -a. Și atunci se simplifică și sus rămâne 2 la 3. -a. Asta înseamnă că avem 3 ori 2 la 3, adică 3 ori 8, care înseamnă 24. Mergem mai departe la 2. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, unde f de x este x la a doua minus x minus 3. Arătați că F compus cu F de radical din 3 este egal cu radical din 3. Haideți să vedem mai întâi ce înseamnă F compus cu F de radical din 3. Avem practic F de F de radical din 3, așa că haideți să calculăm separat cât este F de radical din 3. Și vom avea radical din 3 la 2 minus radical din 3 minus 3. Și acum, radical din 3 la a doua rămâne doar 3, minus radical din 3 minus 3, observăm că îl putem reduce pe 3 și obținem în final că f de radical din 3 este minus radical din 3. Așa că venim aici și în locul lui f de radical din 3 putem să scriem ceea ce am obținut, și anume minus radical din 3. Și avem f de minus radical din 3, care va fi, stați să calculăm, Minus radical din 3, totul la a doua, minus x adică minus radical din 3, minus 3. Așa că obținem. Minusul la puterea a doua dispare, iar radical din 3 la a doua este 3, apoi minus cu minus devine plus radical din 3, minus 3. Observăm că reducem din nou pe 3 și obținem că f de minus radical din 3 este radical din 3. În concluzie, într-adevăr, f compus cu f de radical din 3 este radical din 3. Mergem acum la următorul exercițiu. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2 logaritm zecimal din x egal cu logaritm zecimal din 5x plus 6. Întotdeauna, la o ecuație logaritmică, trebuie să începem cu condițiile de existență. Asta înseamnă că întotdeauna cantitatea trebuie să fie mai mare decât 0. Așa că odată x-ul este mai mare decât 0, însă pe de altă parte și 5x plus 6 trebuie să fie mai mare decât 0. Din prima obținem că x-ul este în intervalul 0 infinit, iar din a doua, îl mutăm pe 6 și avem 5x mai mare decât minus 6, apoi împărțind la 5, obținem că x este mai mare decât minus 6 pe 5. Asta înseamnă că x aparține intervalului minus 6 pe 5 infinit. Însă, pentru că vorbim de același x, noi trebuie să intersectăm cele două intervale. Asta înseamnă că odată x-ul este în 0 infinit apoi x-ul este de la minus 6 pe 5 la infinit și în momentul în care facem intersecția lor observăm că partea comună este 0 infinit. În concluzie, din cele două ne rezultă că x trebuie să fie în intervalul 0 infinit și acum haideți să rezolvăm ecuația. Spre exemplu, am putea să profităm de faptul că avem aceste doi în fața logaritmului și să ne amintim ce putem să facem. Dacă avem, de exemplu, logaritmul în bază a din x la puterea alfa, atunci când alfa este la exponentul cantității, putem să îl coborâm pe alfa în față și obținem alfa logaritmul în bază a din x. Întotdeauna puterea de la cantitate poate să vină în fața logaritmului. Bineînțeles și invers, dacă eu am un număr în fața logaritmului, pot să-l urc la exponentul cantității. Asta înseamnă că noi, având 2 logaritm zecimal din x, urcându-l pe 2 la exponent, obținem de fapt logaritm zecimal din x la puterea a doua egal cu logaritm zecimal din 5x plus 6. Pentru că avem o egalitate de logaritmi cu aceeași bază, egalitatea are loc dacă aceste cantități sunt egale. Asta înseamnă că x la a doua trebuie să fie egal cu 5x plus 6. Și acum trecem totul într-un membru și vom obține x la a doua minus 5x minus 6 egal cu 0. Și am obținut o ecuație de gradul al doilea pe care o rezolvăm cu delta. Stați să o scriu din nou. Dacă ați rezolvat până aici, conform aremului primiți deja 3 puncte. Însă, haideți să rezolvăm mai departe, pentru că partea care a rămas este cea mai simplă. Și avem așa, scoatem coeficienții, A este 1, B este minus 5, C este minus 6, iar delta, care are formula B la a doua, minus 4AC, va fi minus 5 totul la a doua, minus 4, ori 1, ori minus 6. Asta înseamnă că obținem minusul la puterea a doua dispare, iar 5 la a doua este 25, apoi minus 4 ori 1 este minus 4, iar minus 4 ori minus 6 va fi de fapt plus 24 și atunci observăm că delta este 49, ceea ce înseamnă că radical din delta va fi 7. Haideți să rezolvăm acum. Avem x1 egal cu minus b plus radical din delta pe 2a și atunci obținem minus b înseamnă minus minus 5, adică 5, plus radical din delta adică 7. Supra 2a, care înseamnă 2, și obținem 5 plus 7 este 12 pe 2, care e 6. Și să nu uităm de condiția de existență, observăm că 6 se află în intervalul 0 infinit. Mergem mai departe la x2, care este minus b, minus radical din delta pe 2a, și obținem minus minus 5, care înseamnă 5, minus radical din delta, adică minus 7 pe 2 și obținem minus 2 pe 2, care înseamnă minus 1 și, din păcate, nu aparține intervalului 0 infinit. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată doar din 6. Mergem mai departe la exercițiul 4. Calculați probabilitatea că, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de 3 cifre, acesta să aibă cifra sutelor egală cu cifra unităților. Asta înseamnă că A trebuie să fie egal cu C. În primul rând, vă reamintesc formula de la probabilități. Probabilitatea este, de fapt, raportul dintre numărul cazurilor favorabile realizării unui eveniment și numărul cazurilor posibile. Cu alte cuvinte, probabilitatea ne arată care sunt șansele realizării unui eveniment. Și atunci, haideți să vedem. Ce înseamnă cazuri favorabile? Cazurile favorabile sunt cele pe care le vrei tu sau ceea ce îți cere enunțul problemei. În cazul nostru, spre exemplu, vrem să avem cifra sutelor egală cu cifra unităților. Iar cazurile posibile sunt toate variantele. În cazul nostru, câte numere de 3 cifre avem. Și atunci, dacă noi vorbim de numere de formă ABC, ne rezultă că numărul cazurilor posibile, este 900 pentru că avem 900 de numere de trei cifre. Mai departe, dacă vrem ca A să fie egal cu C, observăm de fapt că obținem numere de forma ABA și pentru că A este la începutul numărului, noi știm că A nu poate lua toate cele 10 valori pentru că A nu poate fi 0. Și atunci pentru A avem 9 valori. Iar pentru B avem din fericire 10 valori, și conform principiului produsului vom obține 90 de cazuri favorabile. Și atunci probabilitatea va fi 90 supra 900. Simplificăm un 0 cu 0 și obținem 9 pe 90. Putem să simplificăm prin 9 și în final probabilitatea va fi 1 supra 10. Mergem mai departe la 5. În reperul cartezian XOY se consideră punctele ABC unde A este un număr real diferit de minus 1. Determinați numărul real A pentru care ortocentrul triunghiului ABC este O. Vă reamintesc faptul că ortocentrul unui triunghi este punctul de intersecție dintre înălțimi. Haideți să facem un desen. Avem sistemul de axe. Avem x, o, y. Începem cu punctul A, care are coordonatele 0 cu 3. Asta înseamnă că aici se află punctul A. Mai departe, B-ul are coordonatele minus 1 cu minus 2. Și aici este punctul B. Și haideți să-l trasăm pe AB. Și dacă c are coordonatele A cu minus 2, având Y ul minus 2, e clar că c se află undeva pe această dreaptă. Corespunde practic lui minus 2. Și acum, noi știm că O este ortocentrul triunghiului ABC. Bineînțeles, aș putea să formez triunghiul în felul acesta sau în felul acesta, depinde. Eu îl voi trasa așa pur și simplu orientativ. Desenul este doar ca să ne ajute. Dar e posibil la final să obținem că A-ul este în partea stângă. Nu este nicio problemă pentru că noi vom obține cât este A-ul din calcul. Acum, observăm că punctul A se află pe axa OY și punctul O, bineînțeles, se află pe axa OY pentru că el este originea sistemului. Și atunci rezultă de aici că AO este automat o perpendiculară pe BC și acum O este ortocentrul triunghiului ABC. Dacă și numai dacă și din ce eu pot să trasez o perpendiculară pe latura opusă, pentru că așa cum spuneam, ortocentrul reprezintă punctul de intersecție dintre înălțimi, așa că și ce O ar trebui să fie o perpendiculară pe latura opusă adică pe AB. Și acum, noi știm că două drepte sunt perpendiculare dacă produsul pantelor este minus 1. Asta înseamnă că panta lui OC ori panta lui AB este egal cu minus 1. Haideți să aflăm cât este panta lui AB. Și avem formula YB minus YA supra XB minus XA. Și înlocuind vom obține y-ului b este minus 2, minus y a care e 3, supra x-ului b care este minus 1, minus x a care este 0, așa că obținem minus 5 supra minus 1, iar minus 5 pe minus 1 înseamnă de fapt 5. Mai departe, haideți să aflăm cât este panta dreptei OC, stați să mai inserez o pagină, Și avem yc minus yo supra xc minus xo. Și înlocuind avem y c, cred că era minus 2, minus y o este 0, supra a minus 0. Așa că obținem minus 2 supra a și înlocuim în relația pe care am scris-o. Așa că obținem minus 2 supra a, ori panta lui AB este 5, Egal cu minus 1, pe 5 îl putem scrie supra 1 și observăm că înmulțirea din partea stângă va fi minus 2 ori 5 care înseamnă minus 10, supra a egal cu minus 1, supra 1 dacă vrem. Și acum, dacă înmulțim pe diagonală, observăm că avem a ori minus 1 care înseamnă minus a egal cu minus 10 ori 1 care înseamnă minus 10 și dacă minus a este minus 10. Oare cât este Aul? Bineînțeles, ne rezultă că Aul este 10 și este un număr real nenul diferit de minus 1. Mergem în sfârșit la 6 în triunghiul ABC. Cu AB egal cu 6, AC egal cu 3 radical din 6 și B egal cu pi pe 3, trebuie să aflăm cât este măsura unghiului C. Haideți să vedem cum facem. Având în vedere că noi știm două laturi, un unghi și trebuie să aflăm al treilea unghi, cel mai simplu, de fapt, cred că singura variantă este să folosim teorema sinusurilor, care spune că în orice triunghi, doi ori raza cercului circumscris este egală cu A supra sinus de A, egal cu B supra sin de B, egal cu C supra sin de C. Și acum, pentru că noi știm unghiul B și trebuie să aflăm unghiul C, ne folosim de ultimele două rapoarte și avem așa B supra sin de B egal cu C supra sinus de C. Cine este B mic este latura opusă unghiului B. Asta înseamnă că B mic este ace. iar C mic este latura opusă unghiului C adică AB. Așa că avem AC care este 3 radicali în 6 supra sinus de B, adică sinus de pi pe 3 egal cu C-ul care este AB, adică 6 supra sinus de C. Și acum, haideți să vedem ce obținem. Avem 3 radicali în 6 supra sinus de pi pe 3, adică sinus de 60 de grade. Este radical din 3 pe 2. Egal cu 6 ori sinus de c, le înmulțim pe diagonală și avem sinus de c. Ori 3 radical din 6 egal cu 6 ori, 3, ori radical din 3 pe 2. Simplificăm și rămânem sus cu 3. Asta înseamnă că obținem că sinus de c ori 3 radical din 6 este egal cu 3 radical din 3. Și acum obținem că sinus de c este 3 radical din 3 supra 3 radical din 6, pentru că îl ducem cu împărțire. Observăm că putem să simplificăm 3 cu 3 radical din 3 cu radical din 6 și atunci obținem că sinus de c este 1 supra radical din 2. Bineînțeles, putem să raționalizăm și atunci obținem că sinus de c este radical din 2 pe 2. Însă, nouă ni se cerea măsura unghiului C. Pentru că noi știm că în orice triunghi suma măsurilor este 180 de grade, asta înseamnă că C-ul nu are cum să fie mai mult de 180 de grade și dacă ne gândim C-ul nu are cum să fie mai mult de 180 de grade minus B, pentru că pe B noi îl știm, asta înseamnă că C-ul este mai mic decât Pi minus Pi pe 3, adică minus unghiul B. Și să ne amintim noi din tabel în ce punct obținem radical din 2 pe 2, ce valoare trebuie să aibă unghiul C, ce măsură trebuie să aibă unghiul C, astfel încât sinusul să fie radical din 2 pe 2, răspunsul, bineînțeles, este 45 de grade, asta înseamnă că măsura lui C este de 45 de grade sau unghiul C este egal cu pi supra 4. Mergem acum la subiectul al doilea. Se consideră matricea A de A egală cu 1A minus A1, unde A este, bineînțeles, un număr real. Punctul A, arătați că determinantul lui A de radical din 2 este 3. Un aspect extrem de important aici. Nu mergeți să calculați direct determinantul, pentru că voi primiți punctaj când scrieți cine este A de radical din 2. Mai întâi trebuie să scriem separat A de radical din 2 cu ce este egal, după care vom lua și vom calcula acel determinant. A de radical din 2 este matricea pe care o obținem prin înlocuirea lui A cu radical din 2. Așa că vom avea 1 radical din 2 minus radical din 2 și 1. Și acum, de desubt, scriem că determinantului A de radical din 2 va fi egal cu 1 radical din 2, minus radical din 2, 1, așa că facem înmulțirea pe diagonala principală și avem 1 ori 1, minus radical din 2 ori minus radical din 2, asta înseamnă că obținem 1, apoi minus ori minus este plus, iar radical din 2, radical din 2 este bineînțeles 2, așa că 1 plus 2 este 3, exact ce ni se cerea. Mergem mai departe la B. Arătați că matricea A de A este inversabilă pentru orice A număr real. Haideți să vedem când o matrice este inversabilă. A este inversabilă dacă și numai dacă determinantul său este diferit de 0. Așa că vom calcula determinantul și trebuie să justificăm că acesta este diferit de 0. Haideți să luăm de desubt. Determinantul lui A de A înseamnă determinant din... 1, A, minus A, 1. Începem cu diagonala principală, unde avem 1 ori 1, minus A ori minus A. Asta înseamnă că obținem 1 minus cu minus este plus A la puterea a doua, pentru că A ori A înseamnă A la a doua. Așa că am obținut că determinantul lui A de A este 1 plus A la a doua, oricare ar fi A un număr real. Și acum, oare de ce acest rezultat este diferit de 0? Păi, noi știm că a la 2 a este un număr mai mare egal decât 0, oricare ar fi a un număr real, pentru că nu putem să avem un număr la puterea a doua negativ, spre exemplu. Păi, dacă a la 2 a este mai mare egal decât 0, înseamnă că a la 2 a plus 1. Are cum să fie 0? Nu prea, pentru că el este 0 doar dacă aul este 0. Și atunci, dacă eu pe lângă acel 0 mai adaug un 1, cu siguranță obțin ceva mai mare decât 0, indiferent de valoarea lui a. Și atunci am obținut că determinantul lui a de a este strict mai mare decât 0. Oricare ar fi a număr real. Asta înseamnă automat că determinantul lui A de A este, bineînțeles, diferit de 0 și atunci rezultă că A de A este inversabilă oricare ar fi amic un număr real. Ce simplu a fost, mergem mai departe la C. Determinați numărul între K pentru care A 1 ori A de 1 ori de 1, ori încă una de 1 și încă una de 1, am scris de 5 ori, sper că am scris bine, egal cu K ori de 1. Avem de făcut câteva înmulțiri. Dar haideți să vedem mai întâi cine este A de 1. Avem 1, 1, minus 1, 1. Și să începem așadar. A de 1 ori de 1 înseamnă 1, 1, minus 1, 1 înmulțit cu 1, 1, minus 1, 1. Așa că obținem. Avem 1, 1 înmulțit cu 1 minus 1 și avem 1 ori 1 este 1, 1 ori minus 1 este minus 1 și 1 minus 1 este 0. Ștergem, mergem la următoarea coloană. 1, 1, 1 ori 1 este 1, iarăși un 1 și 1 plus 1 este 2. Dacă nu știți această metodă, puteți să înmulțiți cum știți voi. Pentru mine este puțin mai simplu să scriu linia, și să schimb tot timpul coloana și să văd ce obțin. Însă voi puteți să faceți înmulțirea așa cum ați fost învățați. Mergem acum la a doua linie. Adică aici și avem minus 1, 1. Și scriem prima coloană corespunzătoare. Adică 1 cu minus 1. Și obținem minus 1 ori 1 este minus 1. 1 ori minus 1 este minus 1. Iar minus 1 minus 1 este minus 2. Mergem acum la ultima coloană. Unde avem 1, 1. Așa că... Minus 1 ori nu este minus 1, plus 1 și obținem 0. Mergem mai departe la înmulțirea celor 3. Înmulțirea dintre primele două era 0, 2, minus 2, 0. Și apoi avem înmulțit cu 1, 1, minus 1, 1. Și să începem, avem prima linie. 0, 2 cu prima coloană, și avem 0 ori 1 este 0, apoi 2 ori minus 1 este minus 2 și observăm că obținem minus 2, apoi mergem să înlocuim a doua coloană. Avem 0 ori 1 este 0, 2 ori 1 este 2. Mergem acum la a doua linie cu prima coloană, bineînțeles, și avem minus 2 și 0, adică rămânem minus 2, și ultima coloană, unde obținem din nou. 1 minus 2. Acum mi-am dat seama că putem să facem direct cu 4 dintre ele. Hmm. Haideți să schimbăm atunci, pentru că e mai simplu. Voi șterge. Și înmulțind 4 dintre ele este practic de două ori această matrice. Dar dacă voi faceți cu 3 și apoi cu 4, nu are nimic. Haideți să luăm de la capăt. Avem prima linie cu prima coloană și avem 0 minus 4, care înseamnă minus 4. Apoi mergem la a doua coloană, unde avem 2, 2 și observăm că obținem. Stați să vedem dacă am scris bine. N-am scris bine, aici era 0. Și avem 0, 0, care e 0. Apoi mergem la a doua linie, unde avem minus 2 și 0. Din fericire obținem tot 0. Și aici obținem minus 4. Asta înseamnă că, spre exemplu, am putea să dăm un factor comun pe minus 4 și obținem 1001, 1, care este chiar I2. Așa că am obținut minus 4 I2. Și în final, când facem înmulțirea dintre toate 5, avem așa A de 1 ori A de 1, ori A de 1, ori încă una de 1, ori încă una de 1, va fi înmulțirea dintre primele 4 este minus 4i2 ori încă una de 1, care înseamnă, bineînțeles, minus 4 I2 ori A1 este A1, pentru că înmulțirea cu I2 e ca și cum ar fi înmulțirea cu 1. I2 este practic element neutru la înmulțirea matricilor. Așa că obținem minus 4 A1. Acum, haideți să vedem ce obținem. Avem minus 4 A1 Egal cu ka a 1. Și acum, ce înseamnă 4 ori a 1? Înseamnă, stați să vedem cine era 1, era 1, 1, minus 1, 1. Și avem minus 4 ori 1 este minus 4, minus 4, minus 4 ori minus 1 este 4, și are și un minus 4. Egal cu k ori a 1, care înseamnă k, k, minus k și k. Și acum, din această egalitate, observăm că acel K, aici era 4, acel K trebuie să fie minus 4, iar minus K este 4, ceea ce înseamnă obligatoriu că acest K este minus 4. O parte dintre voi vă spune de ce nu am scos asta direct de aici. Pentru că, în mod normal, ar trebui să arăt că aceasta este unica variantă. Practic, aici avem o injectivitate și atunci pentru a nu fi nicio problemă am preferat să înlocuiesc. O altă variantă ar fi fost să vă gândiți la faptul că dacă A este o matrice inversabilă, atunci putem să înmulțim cu inversa lui A de 1 și felul acesta ajungem la minus 4I2 egal cu capa I2, ceea ce înseamnă automat că K, acel K este tot minus 4. E pur și simplu o chestiune care e de detaliu, însă în final K este minus 4. Mergem mai departe la 2. Pe mulțimea de numere reale se definește legea de compoziție asociativă și cu elemente neutru, x compus cu y egal cu, și la punctul A avem de arătat că 1 pe 3 compus cu 1 pe 3 este număr întreg. Haideți să calculăm 1 pe 3 compus cu 1 pe 3, care înseamnă 3 ori x-ul nostru, care e 1 pe 3, ori încă 1, 1 pe 3, minus 2 ori 1 pe 3, minus 2 ori 1 pe 3, Plus 2, simplificăm și obținem 1 pe 3, apoi minus 2 pe 3 dacă facem acea înmulțire, minus încă un 2 pe 3, plus 2. Și acum, pentru că avem același numitor la primele 3, putem să facem această operație. Și avem așa: 1 minus 2 înseamnă minus 1, iar minus 1 minus 2 înseamnă minus 3. Așa că avem minus 3 pe 3 plus 2, care înseamnă minus 3 pe 3 este din fericire minus 1, iar minus 1 plus 2 este 1, care este într-adevăr un număr întreg. Mergem mai departe la B. Arătați că x compus cu x este mai mare egal decât 2 pe 3. Haideți să vedem mai întâi cine este x compus cu x. Așa că avem x compus cu x egal cu. 3 ori x ori x, minus 2x, minus 2x, plus 2. Așa că obținem 3x la 2, minus 4x, plus 2. Și atunci, de fapt, noi trebuie să demonstrăm că 3x la 2 minus 4x, plus 2, este mai mare egal decât 2 pe 3. Haideți să aducem la o formă mult mai simplă. Putem să înmulțim cu 3 pentru a elimina numitorul. Așa că obținem 9x la a doua minus 12x plus 6 mai mare egal decât 2. Îl trecem pe 2 în partea stângă și avem așa 9x la a doua minus 12x. Acum plus 6 minus 2 este plus 4 mai mare egal decât 0. Și ideal ar fi să reușim să formăm un pătrat perfect. Pe 9x la a doua îl putem scrie ca 3x totul la a doua și din fericire pe acel 4 îl putem scrie ca 2 la a doua. Întrebarea ar fi, pe termenul acesta 12x, putem să-l scriem ca un 2 ori ab, astfel încât să formăm acea formulă de calcul a minus b totul la 2 doua? Păi dacă ne gândim, 2 ori 3x înseamnă 6x și 6x ori 2 este 12x. Asta înseamnă că am format exact ce trebuia. Așa că putem să strângem în 3x minus 2 totul la 2, care este mai mare egal decât 0, ori care ar fi x un număr real. Și atunci, pentru că această inegalitate este adevărată, înseamnă că și cea de la care am plecat este adevărată ori care ar fi x un număr real. Ce repede s-a terminat, mergem la punctul C. Cred că va fi ceva mai dificil la subiectul al treilea. Vedem imediat. Determinați numărul real x pentru care x compus cu x compus cu x este e unde e este elementul neutru. Asta înseamnă că mai întâi trebuie să vedem care este elementul neutru de la această lege de compoziție. Așa că trebuie să existe un e din R astfel încât x compus cu e să fie egal cu e compus cu x și să fie egal cu x oricare ar fi x din R. Și acum x compus cu e este 3xe minus 2x minus 2e plus 2, iar e compus cu x este 3ex minus 2e minus 2x plus 2 și observăm că x compus cu e este egal cu e compus cu x, oricare ar fi x număr real. Asta înseamnă că x compus cu e trebuie să fie egal cu x, de unde rezultă că 3x minus 2x minus 2e plus 2 trebuie să fie egal cu x. Haideți să aducem la o formă mai simplă și să aflăm acest element neutru. Avem, mai întâi trebuie să mai transcriu. Îl trecem pe acest x în partea stângă și obținem. 3 e minus 2x. Minus x înseamnă minus 3x minus 2e plus e plus minus 2e plus 2 egal 0. Observăm că în primii doi putem să-l dăm factor comun pe 3x. Din primul rămânem cu e, din al doilea rămânem cu 1, iar din următorii 2 îl dăm factor comun pe minus 2 pe lângă e minus 1 și atunci factorul comun format este e minus 1 pe lângă 3x minus 2 egal 0. Acest produs trebuie să fie 0 oricare ar fi x un număr real, așa că dintr-un produs egal cu 0. Unul dintre factori trebuie să fie 0 și atunci e minus 1 va fi 0, ceea ce înseamnă că e este 1 care e un număr real. Așa că mai avem nevoie de câteva pagini. Aparent nu am estimat prea bine. Imediat. Și avem așa. X compus cu X compus cu X trebuie să fie 1. Dacă am fi avut o compunere cu doar două elemente, atunci am fi înlocuit direct și ar fi ieșit destul de frumos, ar fi ieșit o ecuație de gradul al doilea însă fiind o compunere cu trei elemente, avem x compus cu x compus cu x, dacă eu merg să înlocuiesc direct, voi obține o ecuație de gradul al treilea, care este puțin mai greu de rezolvat. Așa că vă propun să descompunem legea de compoziție, după care să înlocuim. Cel mai bine ar fi când aveți o compunere cu mai mult de două elemente, să aveți o formă mai frumoasă și apoi să înlocuiți. Așa că x compus cu y înseamnă din primii doi. Întotdeauna trebuie să dăm factor comun astfel încât numărul rămas, adică y-ul, să nu mai aibă un alt coeficient. Așa că îl dăm factor comun pe 3x și rămânem din primul cu y, iar din 2x, dacă îl dăm factor comun pe 3x, dacă împărțim practic la 3x, observăm că rămânem cu 2 pe 3. Minus, observăm că în fața lui y avem acest minus 2 pe lângă, ne punem paranteza de care avem nevoie și acum ne imaginăm. Dacă desfac paranteza, avem minus cu minus e plus și avem 2 ori 2 pe 3, care înseamnă 4 pe 3. Asta înseamnă că eu am pus de la mine un 4 pe 3, așa că îl scad și îl mai am și pe acel plus 2 de la final. Acum observăm că factorul comun este y minus 2 pe 3, pe lângă 3x minus 2. Putem să aducem aici același numitor: minus 4 pe 3 plus 6 pe 3 și acum. Din paranteza cu x îl dăm factor comun forțat pe 3, pe lângă x minus 2 pe 3, y minus 2 pe 3 și, bineînțeles, plus 2 pe 3. Așa că e mai simplu să înlocuim aici. Avem x compus cu x înseamnă 3 pe lângă x minus 2 pe 3, încă un x minus 2 pe 3, plus 2 pe 3 și în felul acesta obținem 3 pe lângă x minus 2 pe 3 la a doua plus 2 pe 3. Acum când facem compunerea cu cei 3 de x avem practic termenul de mai sus compus cu încă un x. Așa că obținem 3 pe lângă primul x, adică toată paranteza pătrată, minus 2 pe 3, pentru că paranteza pătrată pentru mine e ca și cum ar fi un x, pe lângă încă un x minus 2 pe 3 plus 2 pe 3, din fericire acesta se reduce și observăm că avem 3 ori 3, adică 9, pe lângă avem x minus 2 pe 3 la a doua cu încă un x minus 2 pe 3, asta înseamnă că obținem x minus 2 pe 3 la a treia plus 2 pe 3. Și mai avem foarte puțin, dar, bineînțeles, mai avem nevoie de o pagină. Și avem 9 pe lângă x minus 2 pe 3 la 3a plus 2 pe 3 egal cu 1, pentru că știam că x compus cu x compus cu x trebuie să fie 1, adică elementul neutru. Și haideți să vedem, îl mutăm pe 2 pe 3 cu scădere și vom obține 1 minus 2 pe 3, aducem la același numitor și avem 9 pe lângă x minus 2 pe 3. La 3 egal cu 3 pe 3 minus 2 pe 3 care înseamnă de fapt 1 pe 3. Îl mutăm pe 9 prin împărțire și obținem că x minus 2 pe 3 la 3 înseamnă, haideți să facem separat, 1 pe 3 împărțit la 9, adică la 9 pe 1 care înseamnă de fapt 1 pe 3 ori 1 pe 9 care e de fapt 1 pe 27. Și acum pe 1 pe 27, dacă vrem, vrem să-l scriem ca o putere a 3-a, îl putem scrie de fapt ca 1 pe 3 la a 3-a. Și pentru că avem o putere impară, ne rezultă de aici că singura variantă pentru ca egalitatea să aibă loc este ca x minus 2 pe 3 să fie 1 pe 3. În cazul în care aveam puteri pare, trebuia să scoatem cu plus minus. Acum, dacă îl ducem pe 2 pe 3 în partea dreaptă cu adunare, obținem că x este 1 pe 3 plus 2 pe 3, ceea ce înseamnă că x-ul nostru este 3 pe 3, adică 1. Mergem în final la subiectul al treilea, se consideră funcția, bineînțeles, punctul la punctul A, o derivată. Haideți să ne apucăm de derivat. Avem la x supra x la 2 plus 1, totul derivat. Vă reamintesc formula pentru derivata unui raport. f pe g totul derivat înseamnă f derivat și g nederivat minus f ori g derivat Supra g la 2. Așa că obținem e la x derivat ori x la 2 plus 1. Nederivat minus e la x nederivat de data aceasta pe lângă x la 2 plus 1 totul derivat supra x la 2 plus 1 la 2. Așa că f derivat de x va fi, din fericire, e la x derivat integrat, e cel mai frumos pentru că nu se schimbă, rămâne întotdeauna e la x. Pe lângă x la 2 plus 1 minus e la x, acum x la a doua derivat este 2x și 1 derivat, din fericire, este 0 și am scăpat de el. Mai avem foarte puțin, observăm că îl putem da în factor comun pe e la x e la x pe lângă x la a doua plus 1, minus 2x, totul supra x la a doua plus 1, totul la a doua, însă observăm că nu am terminat, trebuie să ajungem la forma din enunț. Dar asta este foarte simplu, pentru că în paranteză avem exact formula de calcul. De fapt, putem să ne imaginăm că avem x la a doua minus 2x plus 1, care se strânge în x minus 1, totul la a doua. În concluzie, f derivat de x este e la x pe lângă x minus 1, la a doua supra x la a doua plus 1, totul la a doua, oricare ar fi x un număr real. Haideți să mergem la punctul B. Arătați că graficul funcției nu admite asimptotă spre plus infinit. Începem cu asimptota orizontală și avem limite când x tinde la infinit. Din f de x, asta înseamnă limite când x tinde la infinit, din e la x supra x la a doua plus 1. Observăm că obținem infinit pe infinit, ceea ce înseamnă că putem să derivăm aplicând regulile lui Lobital și avem la numărător e la x derivat, iar la numitor x la a doua plus 1 derivat. Asta înseamnă că obținem limită când x tinde la infinit din e la x derivat rămâne e la x, iar la numitor x la a doua derivat este 2x, 1 derivat este 0, mai derivăm puțin, la numărător obținem, stați să scriu că am aplicat orbital, la numărător obținem e la x, iar la numitor rămâne 2 și atunci observăm că obținem e la infinit, care înseamnă infinit. În concluzie, nu există asimptotă orizontală spre plus infinit. Mergem să vedem dacă există asimptotă oblică. Asta înseamnă că trebuie să calculăm m-ul. Vă reamintesc că la asimptota oblică avem formula y egal cu mx plus n, unde m este limită când x tinde la infinit sau la minus infinit din f de x pe x și trebuie să fie un număr real nenul. E foarte important să fie nenul. Și n-ul este limită când x tinde la infinit din f de x minus mx. Și acum începem cu m-ul, care înseamnă limită când x tinde la infinit din f de x, adică era x supra x la a doua plus 1, totul supra x. Haideți să scăpăm de această fracție supraetajată. Avem limită când x tinde la infinit din era x supra x la a doua plus 1 împărțit la x sau, în loc să scriem împărțit la x, putem să scriem deodată 1 pe x și în felul acesta ajungem la limită când x tinde la infinit din era x supra înmulțim numitorul, x la 2 doua ori x înseamnă x la a treia, 1 ori x înseamnă x și, bineînțeles, că obținem din nou infinit pe infinit și aplicăm lopital până ne plictisim. Și avem limită când x tinde la infinit, din h la x derivat este la x, 3, x la a treia derivat este 3x la a doua, x-ul derivat este 1, mai departe, am spus că trebuie să aplicăm de multe ori lopital, iar așa numărător. Era x derivat este era x. Din fericire, acel 1 derivat de jos pleacă, pentru că e o constantă. Apoi avem 3 ori x la a doua derivat este 2x. Asta înseamnă că avem limita când x tinde la infinit din era x supra 6x. Încă avem infinit pe infinit, așa că mai derivăm o dată și obținem la x pe 6, care înseamnă infinit. Și atunci nu există nici asimptotă oblică spre plus infinit din relațiile 1 și 2, adică asta era 1, rezultă că dacă nu am nici asimptotă orizontală, nici asimptotă oblică, îmi rezultă că graficul funcției nu admite tot spre plus infinit. Și în final, punctul C, o inegalitate minunată. De obicei, inegalitățile, așa cum spun eu mereu, le scoatem din tabelul de monotonie. Noi avem de arătat că f de radical din 5 pe 3 este mai mic decât f de radical din 5 pe 2. Asta înseamnă că trebuie să vedem dacă funcția este crescătoare sau descrescătoare pe un interval în care se află cele două valori. Dacă ne gândim, radical din 5 este aproximativ 2 și ceva. Asta înseamnă că radical din 5 pe 3 este cam 0, ceva. Asta înseamnă că cumva este mai mic decât 1. Mai departe, radical din 5 pe 2 este aproximativ 1 și ceva. Asta înseamnă că e mai mare decât 1. Și atunci trebuie să fim undeva în intervalul, într-un interval în, în apropierea lui 1, dacă aș putea să spun în felul acesta. În orice caz, trebuie să luăm funcția, o egalăm cu 0, facem tabel de monotonie, studiem monotonia, după care vedem exact ce se întâmplă. Un alt lucru pe care îl observăm este faptul că radical din 5 pe 3 este mai mic decât radical din 5 pe 2. Pentru că unul este mai mic decât unul, nu este mai mare decât unul. Și atunci dacă mie mi se cere să arăt că f de radical din 5 pe 3 trebuie să fie mai mic decât f de radical din 5 pe 2 și cele două valori sunt una mai mică decât alta, practic eu trebuie să arăt că funcția este crescătoare. Haideți să reamintim definiția din clasa 9. Avem așa, dacă am un x1 mai mic decât un x2 și f este o funcție strict crescătoare, atunci se respectă ordinea, adică f de x1 rămâne mai mic decât f de x2 pe când dacă funcția este strict descrescătoare, atunci f de x1 este mai mare decât f de x2. În fond, voi dacă vedeți o astfel de inegalitate, la asta trebuie să vă gândiți, la monotonie. Haideți să nu mai stăm de vorbă, egalăm derivata cu 0. Asta înseamnă că e la x pe lângă x minus 1 la a doua, supra x la 2 plus 1, totul la a doua egal cu 0. O fracție este 0 dacă numărătorul este 0. Asta înseamnă că e la x pe lângă x minus 1 la a doua e 0. Cum e la x este strict pozitiv, înseamnă că x minus 1 la a doua este 0. Asta înseamnă că x minus 1 e 0. De unde rezultă că x-ul este 1 și haideți să facem tabelul. Op. Avem 1, 0, minus infinit, plus infinit, f derivat de x și f de x. Și acum trebuie să studiem semnul derivatei. Dacă ne uităm la derivata noastră, observăm că e la x. Este strict pozitiv. Apoi, x minus 1, e la pătrat, este și el un număr care nu poate fi negativ. Apoi, ce mai observăm? este faptul că și numitorul e pozitiv. Păi și atunci, dacă toate sunt pozitive, oare cum este funcția? Rezultă automat că și derivata nu are cum să fie negativă, va fi o funcție mai mare egală decât 0. Asta înseamnă că în tabel eu am plus. Acum, haideți să vedem ce spune asta despre funcția mea. E clar că va fi o funcție crescătoare, este o funcție strict crescătoare. Haideți să scriem povestea. Avem așa, pentru x în intervalul minus infinit 1, f derivat de x este mai mare strict decât 0, asta înseamnă că funcția este strict crescătoare pe intervalul minus infinit 1. Mai departe, pentru x în intervalul 1 infinit, derivata este la fel strict pozitivă, asta înseamnă că funcția este strict crescătoare, 1 infinit, și funcția mea este o funcție continuă în 1. Asta înseamnă din toate că funcția mea este o funcție strict crescătoare. În cazul în care în 1 aveam un punct de discontinuitate, atunci funcția nu mai era strict crescătoare, ci era crescătoare. Dar pentru că funcția este continuă în 1, nu avem o asimptotă verticală în 1, nu avem un punct scos din domeniu funcția atunci automat este o funcție strict crescătoare pe R. Și pentru că radical din 5 pe 3, am stabilit că este mai mic decât radical din 5 pe 2 și funcția este strict crescătoare, din definiție ne rezultă că f de radical din 5 pe 3 este mai mic decât f de radical din 5 pe 2. Dacă funcția ne-ar fi ieșit strict descrescătoare, atunci inegalitatea ar fi fost cu sens invers. Mergem în final la ultimul exercițiu. Se consideră funcția punctul A. Arătați că integrală de la 1 la 4 din f la 4 de x de x este 21. Haideți să înlocuim. Avem integrală de la 1 la 4 din radical din x la 4 care înseamnă integrală de la 1 la 4 din radical din x la 4 este, bineînțeles, x la 2, pentru că înjumătățim exponentul și dacă prin derivare gradul scade cu 1, prin integrare creștem gradul cu 1. De exemplu, integrală din x la n este x la n plus 1 supra n plus 1. În cazul nostru vom avea x la a treia pe 3, de la 1 la 4. Asta înseamnă că obținem 4 la a treia pe 3, minus 1 la a treia pe 3, 4 la 3 este 64 pe 3 minus 1 pe 3, care înseamnă 63 pe 3 și 63 pe 3, bineînțeles, este 21. Mergem mai departe la punctul B. Integrală de la 0 la 1 din f, e, din f de e la x de x, care înseamnă integrală de la 0 la 1 din radical din e la x de x și haideți să vedem ce înseamnă asta acel radical ne încurcă extrem de mult. Haideți să-l transformăm într-o putere. Obținem de fapt e la x totul la puterea 1 pe 2. Vă reamintesc de ce. Dacă eu am radical de ordinul m din a la n, atunci pot să-l scriu ca a la n pe m. Și dacă eu puteam să fac asta direct de fapt, stați să scriu direct. Dacă eu am radical din e la x, atunci obțin e la x supra ordinul radicalului. Adică în acest caz supra 2. Și acum, haideți să vedem cum integrăm. Din păcate, nu avem integrală doar din e la x, nu avem o funcție elementară. Asta înseamnă că trebuie să facem ori o schimbare de variabilă ori să ne formăm derivata unei, să ne formăm și derivata în această integrală ca să putem să calculăm direct. Dar cel mai simplu cred că ar fi să notăm acel exponent cu t și să vedem ce obținem. Avem așa, x pe 2 egal t, asta înseamnă că x pe 2 derivat de x este t derivat de t și atunci obținem 1 pe 2 de x este 1 de t, îl ducem pe 1 pe 2 în dreapta cu înmulțire, și obținem că dx este 2 dt. Haideți să schimbăm intervalul. Dacă x este 0, atunci t-ul este 0 pe 2, care înseamnă 0. Și dacă x este 1, atunci t-ul este 1 pe 2. Așa că integrala noastră devine, în loc să fie de la 0 la 1 pe 2, de la 0 la 1 va fi de la 0 la 1 pe 2, din e la puterea, acest exponent l-am notat cu un t, iar dx-ul este 2 de t. Pe acest 2 îl scoatem în față, iar integrala din e la t este tot e la t, de la 0 la 1 pe 2, asta înseamnă că obținem 2 e la 1 pe 2, minus 2 e la 0, acel e la 1 pe 2 este de fapt radical din e și atunci avem 2 radical din e, minus 2. Mergem în final la punctul C, Arătați că integrală de la 1 la 4 din e la f de x de x este 2e pătrat. Haideți să vedem ce avem. Integrală de la 1 la 4 din e la radical din x de x. La fel trebuie să facem o schimbare de variabilă. Așa că haideți să-l notăm pe radical din x cu un t. Asta înseamnă că dacă ridicăm la a doua în stânga, rămânem doar cu x egal cu t la a doua. Și atunci când derivăm în stânga x derivat este 1 și avem că 1 de x este t la a doua derivat este 2t dt. Nu a fost prea greu. Important este să fi făcut această modificare prin care îl transformăm pe x în t la pătrat pentru că dacă am fi derivat din punctul acesta am fi avut 1 pe 2 radical din x egal cu dx egal cu dt și poate v-ați fi încurcat. Dar de fapt, cred că și aici ar fi fost ușor. Important este să folosiți schimbarea de variabilă pentru că ne salvează în acest caz. Haideți să vedem acum intervalul. Dacă x este 1, atunci t este radical din 1, care înseamnă 1. Și dacă x este 4, atunci t-ul este radical din 4, adică 2. Și în final, integrala noastră devine integrală de la 1 la 2 din... Avem o dată e la t, și dx-ul este 2t dt. Îl scoatem pe 2 în față și avem integrală de la 1 la 2 din e la t ori t dt și facem acum o integrare prin părți unde f de t să fie t-ul și g derivat de t să fie e la t întotdeauna la integrarea prin părți. Dacă avem exponențiala, ea este funcția derivată pentru că integrată derivată nu se schimbă. Și de aici ne rezultă că f derivat de t este 1, iar g de t, așa cum spuneam, integrat derivat rămâne la fel, așa că integrala noastră devine. Avem mai întâi 2 pe lângă. Vă reamintesc formula de la integrarea prin părți, integrală din f ori g derivat, este f ori g, ambele nederivate, minus integrală din f derivat ori g nederivat. Asta înseamnă că noi vom avea mai întâi F-ul și G-ul nederivat, adică T e la T, de la 1 la 2, minus integrală de la 1 la 2, din t derivat este 1 și am scăpat de el și atunci avem doar E la T de T și obținem 2 pe lângă. Înlocuim mai întâi cu 2 și avem 2 E la 2 minus 1 E la 1, adică E la 1, minus integrală din E la T este E la T, de la 1 la 2 și obținem 2 pe lângă 2 e la a doua minus e minus, odată avem e la a doua, apoi minus cu minus va fi plus e, reducem e-ul cu e și atunci avem 2 pe lângă. 2 e la a doua minus e la a doua, care înseamnă 2 ori. 2 de e la a doua minus e la a doua înseamnă e la a doua și am obținut într-adevăr 2 e la a doua. Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.